Buzița este gata. Haideți să vă arăt că au intrat mai exact 280 de grame pentru mărimea XL, deci din 3 bobine vă realizați o bluziță. Bună, dragii mei, am revenit în partea a doua acestui tutorial cu plătcuță rotundă croșetată. Am văzut că o parte din doamne au lucrat, le felicit, au fost încântate de model. Și vreau să vă mai arăt câteva detalii pe care eu le-am folosit până am încheiat această bluziță. În afară de faptul că la spate am zis că voi încheia cu nasturi, am găsit un picioruș invizibil pe rând. Dacă lucrați din fir iunii, o să vedeți că nu se cunoaște deloc unde ați încheiat rândul, la mine fiind fir în degrade, cât de cât se cunoaște, cât de cât dunga mea este dreaptă, am lucrat câteva rânduri după cum se vede, însă, ca de obicei, se va duce oblic. Cu siguranță, oricât am încercat noi să facem diferite încheieri de rând. Și vreau să vă arăt cum am început eu rândul până aici, cum am făcut acest picioruș dublu de la început de rând. Multe dintre dumneavoastră ridicați trei ochiuri de lanț și începeți și lucrați din ochiul 2, fie lucrați în același ochi, după ce ați ridicat cele trei ochiuri de lanț, mai lucrați încă un picioruș dublu. Metode sunt foarte multe de a începe rândul. Eu îl încep și l-am început de această dată, fiindcă am găsit într-unul dintre tutoriale pe YouTube și am zis să îl împărtășesc și eu cu dumneavoastră. După ce am finalizat ultimul picioruș dublu în ultimul ochi, ce am făcut? Am introdus croșeta din interior spre exterior, pe sub cele două fire, fiindcă aici eu voi avea două fire, veți vedea imediat. Voi trage bucla în spatele lucrului, doar primul ochi, primul picioruș veți proceda așa. În rest, introduceți în fiecare ochișor și lucrați câte un picioruș dublu. Nu se modifică absolut nimic ca și tehnică, să vorbim așa. După ce am alungit eu bucla aceasta, țin foarte bine ancorat. Mă folosesc de degetul de la mâna dreaptă și țin ancorat această buclă pe croșet. Răsucesc în așa mod. Deci cu acest cârlig în jos și dau după acest fir, după această buclă alungită croșeta și observați că am două fire pe croșetă. Încerc să ancorez cu buricul degetului aceste două bucle formate. Mă duc și introduc tot pe sub cele două fire de la începutul rândului. Scot firul cu ajutorul croșetei, nu dăm drumul de aici deloc, încercăm să nu dăm drumul. Acum am trei fire pe croșetă. Scot prin două, nu las deloc aici buricul degetului liber, nu dau drumul deloc cât voi face acest picioruș. Și am două fire pe croșetă acum, fiindcă am scos prin două, ancorez acum la bază cu degetele și de-abia acum dau drumul, uitați, la degetul de la mâna dreaptă și scot prin amândouă firele fir. De luat în seamă că mie mi s-au format aceste două fire care mă ajută pe mine să fac încheierea de rând, da? Și uitați, seamănă foarte bine această buclă răsucită cu piciorușul dublu pe care noi îl lucrăm în mod obișnuit. Cred că sunteți de acord cu mine. Deci așa am procedat eu până acum începutul de rând. În rest, în fiecare ochi m-am dus și am lucrat câte un picioruș dublu. Dar, fiindcă totuși, această încheiere de rând este pe șira spinării, da?
și tot are tendința de a se duce în diagonală. Voi continua de aici încolo, cât mai e necesar să fie bluza mea de lungă, cu rânduri dus întors. Da? Adică, ce voi face? Întorc și dacă întorc rândul, ce înseamnă? Că sunt pe dosul lucrului acum. Eu zic din experiența mea, din sfaturile primite de la doamnele iubitoare de lucru de mână, că această metodă cu rândurile dus întors este singura care mă ajută pe mine să-mi iasă această linie de încheiere cât de cât dreaptă și mai ales la aceste nuanțe în degrade. Aici se vede cel mai bine. Dacă am fi avut o nuanță iuni, nu era nicio problemă. Și ați văzut că am tras bucla în spatele lucrului și fac aceeași operațiune. Țin ancorate, mă duc și introduc pe sub cele două fire croșeta, pe sub cele două fire neapărat. Scot firul, da, am trei fire, scot prin două și iar prin două. Mă duc acum și lucrez în fiecare ochi câte un picioruș dublu. Și când voi finaliza, ce voi face? Când voi ajunge aici în ultimul ochi și voi face ultimul picioruș, mă voi întoarce, da? Voi face încheierea de rând, cum am făcut-o și până acum, și voi lucra, voi face încheierea de rând, cum am făcut-o și mai înainte, cum v-am arătat, și mă voi întoarce și voi lucra pe fața lucrului, da? Foarte important, da? Să numărați, să aveți același număr de picioruși, nu care cumva să scăpați vreun picioruș dublu și să omiteți. Dacă eu aici am lucrat, vedeți, deasupra acestui picioruș, eu când voi veni aici la final de rând, mă voi duce și aici și voi lucra un picioruș dublu. Foarte important, fiindcă aveți tendința să nu mai faceți aici, în acest ochi, dar nu este corect și dacă veți număra, veți vedea că am dreptate. Și apoi vi s-ar strânge bluzița, fiindcă ați omite să croșetați aici un ultim picioruș dublu. Mare atenție la final de rând, atunci când faceți rândurile dus întors. Numărați la 2-3 rânduri piciorușele și vă veți convinge singurele că trebuie să lucrați și aici. Da? Bun. Haideți să ajungem la lungimea dorită. Eu așa voi face și vă voi arăta un pic cum am finalizat și apoi voi începe și mânecile. Eu am încheiat, dragii mei, bluzița, după cum se vede. Uitați. Mai spre final am încercat și încheiere cu două piciorușe scurte unul peste altul și mi-a plăcut și așa cum a ieșit. Deci chiar pot să spun că la această încheiere am încercat și tot am încercat să văd cum iese. Aici sus, într-un final, m-am hotărât să unesc cele două părți. După ce am făcut rândul de piciorușe scurte și pe o parte și pe alta, am introdus firul dedesubt, am scos buclă, am introdus croșeta și am scos prin bucla respectivă și am făcut tot timpul acele piciorușe alunecate și mi-a ieșit această încheiere. Pe această încheiere eu voi coase nasturi. Aici la bază am făcut un rând de puncte popcorn. Eu zic că este o terminație destul de frumoasă, apoi am realizat încă două rânduri de piciorușe duble și pasul racului.
Din nou, zic eu, o încheiere destul de aspectoasă. O mânecă, deja am lucrat-o. Să știți că am 39 de rânduri în total, eu. La fel, la manșetă am făcut un rând de puncte popcorn, două rânduri de piciorușe duble și apoi am încheiat cu pasul racului. Cum am procedat la mânecă? Am lucrat, încă eu aici am deja, 10 rânduri. 10 rânduri îmi acoperă o parte din braț, mă apropii de cot și de aici încolo eu am început să fac scăderi de o parte și de alta, câte o scădere la început de rând și câte o scădere la final de rând, din 2 în 2. Adică, dacă eu acum am lucrat 10 rânduri, când am început, am făcut o scădere. Adică două piciorușe duble neterminate și apoi am scos prin toate firele. Voi merge cu rândul de piciorușe duble în continuare și voi face, înainte să fac ultimul picioruș dublu, voi face din nou o scădere și apoi voi încheia cu piciorușul dublu. După cum observați, eu fac rânduri dus-întors, mă duc și mă întorc. La prima mânecă eu am cusut cu ac și ață, uitați, astfel, în urma acului, și eu zic că se vede, uitați, destul de bine încheierea mea. Haideți să vedem, deci am 1, 2, 3 piciorușe duble, deci mai lucrez încă un picioruș dublu și acum fac o scădere, adică introduc în următorul ochi. Am 3 fire pe croșetă, scot prin 2 și celălalt îl las pe croșet. Introduc în următorul ochi. Scot prin 2 fire croșeta, a rămas firul meu pe croșetă, am 3 fire și scot prin toate 3 și astfel am făcut o scădere. Închei rândul cu ultimul picioruș dublu, introduc pe sub cele două bucle din margină și închei. Bun. Am ajuns la final de rând, fac un ochi de lanț, întorc și apoi fac un picioruș scurt, da? Mă duc și introduc croșeta pe sub firicel și fac un picioruș scurt și astfel am două piciorușe scurte unul peste altul. Așa vă spuneam că am mai folosit și la încheierea de la spate. Da? Am folosit și acel picioruș dublu realizat prin acea buclă răsucită, cum v-am arătat mai înainte, uitați. Dar foarte bine, mai spre final, am vrut să văd cum vine și cu aceste două piciorușe scurte, unul peste altul, eu zic că se vede și mai frumos încheierea. Deși faptul că nu se potrivesc culorile, nu bat una peste alta, se vede destul de bine încheierea de rând și de asta trebuie să fim foarte, foarte atente. Acest degrade nu ne ajută la acest aspect, să avem un aspect perfect pentru încheierea rândului. Asta e, dar nu renunțăm noi la așa minunăție de fir și la așa minunăție de culori, nu e așa? Cred că sunteți de acord cu mine. Acum mă duc și lucrez în fiecare oi câte un picioruș dublu. Mă voi duce, mă voi întoarce, deci voi lucra două rânduri, după care la următorul din nou fac piciorușul dublu la început de rând, fac scăderea, merg cu piciorușe duble, fac scăderea înainte de încheierea de rând și finalizez, exact cum v-am arătat și mai înainte, cu picioruș dublu. Haideți să vedem și în centimetri. Vreau să vă arăt un pic câți centimetri am eu de la sub braț. Această mânecă mea,
Mă uitam că acest rând de picouri mi-a evazat un pic, să știți, mâneca. Am mai exact 40 de centimetri lungime de la sub braț, da? Și mă uitam că mi-a evazat un pic mâneca, acest rând de picouri. Și să știți că și aici jos mi-a evazat-o un pic, nu cred că se observă, a? Poate așa, uitați că se vede aici. Mi-a dus un pic rândul așa sub formă de A, da? Fiindcă au volum aceste picouri. Da, dragele mele, voi face și la gât pasul racului această încheiere frumoasă de rând, pe care cu siguranță o știți și dumneavoastră. Și voi începe de aici. Voi duce în fiecare ochișor. Voi scoate o buclă, un ochi de lanț și acum mă voi duce deasupra următorului picioruș, introduc croșeta, scot fir, am două fire pe croșetă, scot prin ele, mă duc deasupra următorului picioruș dublu, scot firul, am două fire pe croșetă și scot prin amândouă. Practic eu merg înapoi cu lucru, din acest motiv se și numește pasul racului. Voi merge astfel de jur împrejur. Dacă la un moment dat, eu vă spun cum am mai procedat eu de-a lungul timpului, vi se pare că se încrețește un pic lucru datorită faptului că introducem în fiecare ochi cam la 10-15 ochiuri. Deci asta doar dacă vi se încrețește lucru și nu vă place cum se vede, sar la 10 sau 15 ochiuri lucrate, un ochi, sar un ochi și mă duc în următorul. Și astfel, în mie lucru mi se uniformizează, mi se întinde frumos dacă are tendință să se încrețească. Am mai pățit de-a lungul timpului așa, la această terminație și eu astfel am procedat. Dragii mei, un proiect colorat pe care am reușit să-l finalizez. De-abia aștept să o port, această bluziță minunată. Și eu vă doresc mult, mult spor și să ne revedem la un nou proiect deosebit. Pe curând!